Românii din străinătate sărbătoresc și ei Paștele Catolic. S-au pregătit din timp, iar astăzi stau alături de familie, după cum cere tradiția. Aici, în Anglia, nu se practică cu multe cadouri, așa ca și în România, nici de 1 martie, nici de Crăciun, nici de Paște, însă mie îmi place așa să le iau o mică atenție. Este și Paștele Catolic, adică Paștele de aici din Anglia, și vom face cu copilașii acea tradiție de a avea vânătoarea de ouă de ciocolată. Mi se pare o tradiție super drăguță și o păstrăm și noi le-am spus clar că acesta este iepurașul englezesc, iar cel românesc va veni atunci când va fi și Paștele Ortodox, pentru că eu și acea sărbătoare vreau să o sărbătorim. And now we have a big bunny and a little bunny and now we have chocolate as well. But at Easter I'll send a bit of my Easter bunny for Dominic Henry and then a bit of my egg for stick. Whoa, 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 whoa.